Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Dara, bine, aveți foarte multă energie, eu nu m-am mai lovit la cap. Bravo. Ne simțim bine. Nu mai da mâna pe-n păr, că sar copcile. Nu mai, gata, lasă-le. Bine, este bine, oameni buni, am venit aici să vă povestesc. După cum v-am zis data trecută, eu mă străduiesc foarte mult să fiu un om mai sănătos. Și exact pentru scopul ăsta, eu mă duc la sală. Bravo. Acum, nu știu dacă voi știți, dar la sală există un exercițiu inventat chiar de către noi românii. Se cheamă îndreptări românești. Mișcarea e ceva de genul ăsta. Mă, noi românii ne putem da șmecheri că am inventat ridicatul de chestii de pe jos. Asta unul la mână. Doi la mână. Nu pot să nu observ cum mișcarea asta seamănă suspect de mult cu culesul de căpșuni. Ma. Și eu când merg la sală am observat o chestie. Băi, plin de tip din ăștia super făcuți, care par foarte agresivi, sunt foarte intimidanți. Așa, mă rog, unde mă duc eu și mafioți? Dar câtă vreme ești la sală, ăștia sunt cei mai de treabă oameni din lume. Băi, foarte ordonați, te ajută cu orice, îți dau sfaturi. Și mă gândeam că atâta de treabă sunt mafioții ăștia câtă vreme ești la sală, că am putea să reducem rata de criminalitate dacă am începe să lăsăm pe stradă la întâmplare gantere, haltere, aparate. Crede toată ziua că-s la sală. Și eu mă mai gândesc o chestie de fiecare dată când îi văd. Oare se întâmplă și invers? Tocilarii când se duc la sală, șmecheri, și se iau de ăștia făcuți, se duc la ei acolo, că ce fa, mă? Prinde pectorali. E, zic, bă, cât e integrală din E la X? Abar n-ai, du-te, văd aici. Zici tu mie să țin spatele drept, bă, curbă gaussiană trebuie spatele, bă. Săptămâna trecută, când m-am dus la sală, erau acolo doi tipi care se comportau exact ca niște babuini. Și mai și arătau a babuini, știi? Unul dintre ei arăta ca Shrek, dacă taică-s-o era frate-s-o. Celălalt părea așa că atunci când era mic, hobby-ul lui era să arunce cu pietre în pietre mai mari. O oră jumate cât am stat acolo, bă, de-abia îi suportam. Deci vorbeau numai despre femei, despre mașini, cine are fundul mai roșu, cine are banana mai mare. M-am bucurat să scap de ei și după aia mi-am dat seama. Eu când am ajuns la sală, ăștia erau deja acolo. Când am plecat, erau încă acolo și m-am speriat că poate să ai sălii. Vin studenții de la medicină, fac experimente pe ei să vadă ce pățiști dacă caz într-un butoi cu creatină. Nu știu, vin ăștia de la Discovery, fac documentar despre babuinul de sală. Se pun acolo în tufișuri, se observe. Babuinul de sală sau Papiohalteris. Un animal profund social. Exercițiile se fac întotdeauna în pereche, pentru că, după cum bine se știe, unde-s mulți, bicepsul crește. În scopul împerecherii, masculul își trimite penisul spre femela nebănuitoare sub formă de fișier videografic prin intermediul internetului, supranumit și dick pic. Metoda este ineficientă, iar specia e pe cale de dispariție. Executarea unei serii e un ritual muzical, centrat pe zgomote precum sau acompaniate de vocea a doua, un alt babuin ce emite sunete de încurajare precum hai că poți, încă una boss sau tu ești regele. Mai voiam să vă zic, eu fac sală cu antrenor. Brav. Ceea ce logic vorbind implică că mă antrenez, nu? Dar pentru ce? Eu mă la sală și mă antrenez ridicând haltere. Antrenament care te ajută doar ca să ridici haltere mai mari. Știi că te-ai gândit că te ajută în viața de zi cu zi să ridici chestii grele un pic mai ușor, dar greutățile aia de la sală au o formă specifică, au un mâner de care prins. Cum să te ajute asta dacă, de exemplu, te cheamă un prieten să-l ajut să care mobilă? Că nimeni n-are mobilă în formă de ganteră de 10 kg. Nu există la sală zi de mobilă. N-au aia la sală greutate în formă de jumătate de canapea. De o parte prins tu, de o parte alt băiat, o serie tu sus pe scări, o serie în jos pe scări. Hai, băieții! Și prima dată, când am făcut sală cu antrenorul meu, mi-a dat numărul lui de telefon și l-am întrebat cum să te trec în telefon. Și face că trece-mă Raul Sală. Și odată de curios l-am întrebat pe antrenorul meu dacă a terminat o facultate în domeniu, gen educație fizică și sport. Și face Raul Sală că, bine, mă. Și am înțeles ce-o vreau să zic, dar mi se pare păcat. Dacă își termina educația și își lua doctoratul, acum era doctor sală.
Nu, ce bine sună, doctor Sală. Zici că e răufăcătorul din ceva desen animat în care supereroi, nu știu, capitanul KFC sau ce. Oprește tot ce faci, chiar în acest moment, doctor Sală. E prea târziu. Nici măcar capitanul KFC nu mă mai poate opri acum. Sunt deja la ultima serie. Și asta am fost eu. Vă mulțumesc tare mult. Eu am fost George Nesaros. Bravo. Seara, eu sunt Teodor Abagiu. Așa? Mulțumesc frumos. Mi-am dat seama că sunt foarte cool de curând. Am citit o definiție în Dex de curând, la cool, și spunea că înseamnă relaxat în prima definiție. Eu sunt super relaxat, gen. A doua definiție înseamnă o metodă de interpretare interiorizată a jazzului modern. Și eu sunt gen super jazz modern, adică... Crezi, eu nu pot să fac asta ca în copci. A treia definiție înseamnă rece. Și mi-am dat seama că asta e o treabă din familie, pentru că bunica mea e gen super rece. Sunt dintr-un loc care nu e atât de cool, de fapt, sunt din Slatina. Da, chiar din Slatina. Sunt e un loc în care e renumit în ultimul timp pentru că facem anvelope pentru Formula 1. Am căutat în Dex anvelope înseamnă cauciucuri. Și în Slatina se fac anvelope pentru Formula 1 și toată lumea din Slatina are anvelope pentru Formula 1. Suntem super cool. Toți suntem super, super cool. Ce simpatic e. Și asta pentru gropile, ca să putem să depășim gropile din oraș. Și m-am stat și m-am gândit puțin că în Brașov au Biserica Neagră. Și au semnul ăla de pe munte care arată ca la țara aia, care are Titanic și Avengers. Avengers, foarte cool. Constanța, casino, droguri, cool. Super cool. Slatina Service-uri pentru oameni care n-au anvelope de Formula 1 să treacă pe la noi prin oraș. Am o problemă foarte mare. E o chestie care nu e neapărat cool, care nu-mi place mie. Lumea nu-i cool cu chestia asta. Știți magazinele care au numele proprietarului? Sunt la Costel, la Maria, la Dan Badea, că se întâmplă. Ce mă enervează pe mine la magazinele astea e că dacă mă întreabă cineva unde merg, eu nu pot să spun că merg la Costel. Eu trebuie să spun că merg la Costel. Și mie nu-mi place să cânt ca să-mi fac cumpărăturile. Am găsit de curând un restaurant minunat. Singura problemă e că se numește La Laura. Și m-a întrebat prietena mea unde mergem să mâncăm. Și am spus că mergem la La Laura. Și m-a întrebat dacă am băut. Și am spus că nu, că mergem la La Laura. Și m-a întrebat dacă am un AVC. Și am spus că nu, că mergem la La Laura. Și m-a întrebat dacă sunt ok. Și am zis, bă, dă, gata. Mergem acasă, supă la plic și penis mic, ce mama dracu. A zis supă la plic și penis mic? Mai e o problemă, iar nu e cool, știu, dar nu știu să spun nu, nu prea știu să refuz oameni și asta e o chestie de la mine din familie. M-au învățat, ai mei m-au învățat să nu refuz oameni în general. Că mă exclud prietenii, prietenii mă exclud din grupurile lor, după aia nu mai fac iubită, după aia nu mă mai ia nimeni de soț, după aia nu mai fac copil și mor singur, că se întâmplă, e logic. Și am o problemă. Eram zilele astea la Unirii și a venit un boschetar la mine. Efectiv, un terminat. Terminatul boschetar, un Schwarzenegger boschetarilor. A pus terminat în terminator, așa arăta. Pe cuvântul meu. Și a venit la mine și mi-a cerut o țigară și i-am dat. Și apoi mi-a cerut un leu și i-am dat. Și apoi mi-a cerut și o brichetă și i-am dat. Și m-am gândit că mâine de la 10 la 12 să am grijă de copilul lui. Eu stau de 5 ani în București. Bine, stau, nu mai stau, că acum stă el la mine, că m-a întrebat dacă are un loc în care poate să stea el. Stau cu copilul lui și cam atât am avut eu pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos. Sunteți super. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.